Mi-a fost foarte, foarte dor de voi. Știu că am lipsit puțin de pe YouTube, puțin mai mult, dar nu am să-mi justific acum lipsa pentru că nu are sens. Am să vă spun doar că sunt foarte fericită și entuziasmată. Dacă mă urmăriți pe Facebook sau pe Instagram, atunci știți că tocmai m-am întors din Italia, unde am fost împreună cu Oriflame, o excursie plătită integral de către companie, pentru că eu și atât eu, cât și alte 300 și ceva de persoane ne-am calificat în această excursie. A fost extraordinar de frumos. Am să fac chiar și un clip despre experiența trăită acolo și emoțiile pe care le-am trăit acolo alături de colegii mei din România, pentru că am fost mai multe țări. Momentele în care ești premiat pe scenă și în care 1000 de persoane te aplaudă, acelea sunt momente unice și nu numai. Să nu mai lungim vorba, despre asta am să vă vorbesc într-un clip separat. Filmez unboxing-ul campaniei nouă, catalogului nouă, așa arată, are pe copertă pe Alina Eremia, care este îmbrăcată într-un outfit foarte summery. Catalogul este plin de oferte, o să vă arăt câteva dintre ele acum. Am și un flyer de reducere, în care veți găsi foarte multe oferte de asemenea. Cea mai bună ofertă din flyer este această cutie aniversară, care a fost și anul trecut la vânzare, și puteți cumpăra mai multe produse, nu știu exact, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produse, inclusiv cutia, la un preț promoțional la care aveți și discount, bineînțeles. În această campanie se continuă programul de loialitate, loialitatea de vară, loialitatea mică și loialitatea mare, în care puteți primi această perie. Apropo, părul meu acum este îndreptat doar cu peria aceasta de la Remington. Am să vă arăt imediat în timpul clipului. Mi-am cumpărat foarte multe programe de bun venit. Mi-am cumpărat 500 de programe de bun venit. Nu uitați că vă sunt foarte folositoare. Codul lor este 125471. Sunt 5 programe de bun venit și costă 1 leu. Iar programul de bun venit de acum este foarte interesant. Arată cam așa. Și dacă vă alăturați în această campanie echipei mele Oriflame și plasați o comandă de 150 de lei din catalog, primiți crema de corp Giordani Gold Essenza. Este o cremă infuzată cu parfumul, cu esența de parfum Giordani Gold. Reveniți în cea de-a doua campanie cu o comandă de 250 de lei și primiți acest portofel. Este absolut minunat. Anul acesta se poartă auriu foarte mult. Așa arată portofelul înăuntru. Eu am și un card de Monaco. Acest portofel l-am primit în Italia, la seminarul managerilor. Iar cardul acesta îmi va fi folosit anul viitor, pentru că anul viitor voi merge și în Monaco. Așa arată portofelul. Este foarte calitativ, are mai multe compartimente pentru carduri și aici are un compartiment cu fermoar. Toată colecția aceasta este deosebită și mai are încă unul cu fermoar mai mic. Deci acest portofel primiți la o comandă de 250 de lei și reveniți în campania a treia a programului de bun venit cu o comandă de 350 de lei și puteți primi această geantă minunată. Am să vă arăt imediat. Așa arată geanta. Pe cameră pare mult mai aurie, însă ea în realitate nu este. Este un auriu foarte fin, foarte, nu știu, elegant. Chiar și aceste zale din metal nu sunt dintr-un metal prost. Este foarte calitativă geanta. Cam așa arată. Ea mie îmi place foarte, foarte mult și are și o baretă să o putem ține pe umăr. Eu chiar mi-am cumpărat niște sandăluțe pe care aș putea să le asortez cu succes. Așa, apropo, are și un ciucuraș aici, geanta. Îmi place foarte mult pentru că știți că mie îmi place să-mi accesorizez gențile și nu numai așa. Geanta se închide cu o capsă și are înăuntru un compartiment care se închide cu fermoar, unde voi vă puteți ține lucrurile valoroase, portofelul, cheile de la casă, de la mașină și altele. Și mai are un fermoar aici, era să spun sertar. Nu știu, sunt foarte flower power. De când m-am întors din Italia, am impresia că nu am revenit încă cu picioarele pe pământ. Sunt încă sub euforia
a ceea ce s-a întâmplat acolo. Bun, să trecem mai departe. Și avem aici un compartiment cu un fermoar și aici unul pentru telefon, dar nu vă sfătuiesc să vă țineți telefonul aici pentru că nu este foarte safe. Aceasta este geanta, v-am spus, mie îmi place foarte, foarte mult și vă aștept cu drag în echipa mea pentru că să realizați pasul 1, 2 și 3 chiar nu este foarte, foarte greu, mai ales că urmează cataloage cu lansări noi, cu parfumuri, cu fel de fel de oferte. Avem program și pentru sponsori, aceia dintre voi care sunteți deja înscriși la Oriflame și în această campanie invitați două prieteni sau poate doi prieteni în echipa voastră și realizează pasul 1 și pasul 2 din programul de bun venit, voi primiți o geantă. Dacă invitați 4 prietene, primiți 2 genți, 10 prietene, 5 genți și tot așa. În campania 10, dacă repetați același lucru, uitați ce primiți, acest rucsac, ghiozdan, spuneți-i cum îi vreți, foarte, foarte frumos. Mie, v-am spus, mi se pare o colecție foarte frumoasă. Are două fermoare aici, unul mare, în care vă puteți ține, îl puteți folosi cu succes la școală sau în călătorii. Este foarte util să ai, atunci când pleci în călătorii, să ai un rucsac la tine, ți este mult mai ușor să-l ții decât o geantă. Și mai are un fermoar aici, unde puteți ține, nu știu, o agendă. Și încă unul aici, unde vă puteți ține chestii mărunte, gen un ruj, sau un pix, sau ceva ce vă trebuie urgent să aveți la îndemână. Acesta este rucsacul. Cele dintre voi care în campania trecută ați început programul de loialitate de vară mare, știți că primiți pentru campaniile 8, 9 și 10, primiți geanta din aceeași colecție, colecția Gold, geanta de cosmetice. Pentru campaniile 11, 12 și 13 primiți geanta plic, deci vom avea toată colecția, mai lipsea un troller și eram... Și pentru că ați îndeplinit cele 6 campanii la rând, avem peria de păr Remington, peria de întins părul. Îmi place că are o temperatură maximă de 230 de grade și are înveliș ceramic. Așa arată, este foarte calitativă, v-am explicat că părul meu este întins cu această perie acum, deci și are și un săculeț de protecție. Această perie costă 200 de lei la Altex, iar voi o primiți cu 20 de lei și mai primiți și acele două genți dacă îndepliniți condițiile din programul de loialitate mare. Pentru că am fost un sponsor bun și am recrutat persoane care s-au alăturat echipei mele, am primit și cadouri, bineînțeles. În campania trecută, am să încep cu câteva cadouri din campania trecută, am primit 5, cred, blendere Russell Hobbs. Acesta cu storcător, cred că mai am 3 sau 4, restul le-am dat, oricum o să le vedeți în poza de thumbnail. Sunt foarte utile, mi-am păstrat și eu unul pentru că celălalt se cam deteriorase, tot de la Oriflame l-am, tot de la Russell Hobbs. Urmează să primesc 8 genți de voiaj din colecția Gold, pentru că în campania trecută 16 persoane s-au alăturat echipei mele. De fapt, au fost mai multe, dar nu mai contează. Ideea este că urmează să primesc 8 genți și una dintre ele va merge către voi. Nu am, din păcate, să vă arăt acum când filmez, pentru că le voi primi după câteva zile. Veți afla mai multe amănunte, participați la concurs, pentru că una dintre ele va merge către voi. Am să vă spun mai multe la final. Eventual am să vă arăt poză cu geantă. Bun, și acum să începem cu comanda. După cum știți, s-a lansat parfumul Elvi Summer Joy și bineînțeles că mi l-am cumpărat și eu. Este un parfum foarte fresh, de vară, foarte feminin. Eu chiar îl văd purtat vara, la mare, pe faleză, chiar și ziua, de ce nu? Sau la piscină, cam atât, nu într-o seară romantică sau în care ieșiți în oraș sau, nu știu, aveți vreo ocazie. Nu este pentru ocazie, dar așa de zi cu zi este perfect. Am uitat să vă arăt că am primit și cele două ceasuri smartwatch din programul de loialitate. Știți că v-am arătat eu în ultimul unboxing, știți că v-am arătat în campania trecută noua lansare în materie de parfumuri, este vorba de parfumul Lucia Bright Aura. Am avut mai multe pe comandă și, apropo, am avut un concurs în campania trecută, cu scuzele de rigoare că am întârziat cu
denumirea câștigătorului, cu numirea câștigătorului, am să-l afișez în bara de descriere a acestui clip, cine a câștigat, și am să o rog să mă contacteze. Pentru că vine vara și pentru că voi fi foarte mult plecată în acest an, mi-am cumpărat două creme cu factor de protecție 25, medium. Sunt acum la ofertă în catalog. Apropo, am câștigat împreună cu o parte din echipa mea, am câștigat un weekend la Alpin, în Poiana Brașov. Mă gândeam că poate vreți să vedeți ce facem pe acolo, să fac, nu știu, un live sau să fac un vlog. Voi să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să fac, nu știu, un live pe YouTube sau de ce nu pe Facebook, pe pagina mea Mickey Michelle, sau poate vreți să fac chiar un vlog, să vedeți cam cum ne distrăm noi într-un weekend câștigat și plătit de către Oriflame. Câștigat de noi, bineînțeles, și plătit de Oriflame. Why not? Mi-am cumpărat un accesoriu foarte drăguț din catalog și este acest colier din plastic cu aceste bile mari, dar este foarte drăguț. Nu știu, cred că se asortează. Tot ca și accesoriu, mi-am cumpărat și acest colier. Este auriu cu negru. Eu l-aș purta mai degrabă la o cămașă albă. Foarte frumos este, îmi place mult. În campania trecută s-a lansat și deodorantul spray de la parfumul Giordani Gold Essenza. Are același miros ca și parfumul. Foarte fresh. Și mi-am cumpărat și eu pentru a testa și pentru a vi-l arăta voi. Pentru noi s-a lansat LV Summer Joy, pentru bărbați s-a lansat parfumul Leader. Pentru că bărbații sunt niște lideri, sau cel puțin așa cred ei. Să-i lăsăm să creadă. Bun, s-a lansat parfumul Leader, care miroase foarte frumos. Mie îmi place. Nu pot să spun că este tocmai favoritul meu, însă îmi place. Pentru prețul pe care îl are, este foarte ok. Chiar îmi place foarte mult. Cum să trecem la... Mă scuzați că mă tot rotesc pe scaunul acesta, dar nu am stare. Nu știu ce este cu mine astăzi. Bun, să trecem la lucruri mai serioase. Adică la vară, pentru că este vară. Mi-am cumpărat această eșarfă pe care am de gând să o folosesc ca și pareo sau... Da, nu știu, seara. Am de gând să o folosesc seara când mă plimb pe plajă. Apropo de plajă, voi merge și în Portugalia și voi face vlog și acolo. Adică acolo chiar voi face vlog, pentru că sunt niște lucruri foarte interesante de văzut acolo și de făcut. Deci așa arată eșarfa mea. Dacă spun prostii, să nu mă luați în seamă, vă rog. Mi-am mai cumpărat acest prosop de plajă, care vine cu niște capse, cu niște protecții. Și arată cam așa, este foarte colorat, foarte drăguț. Și este fix cam dimensiunea unui șezlong, să zicem. Așa că l-am cumpărat ca să-l pun pe șezlong, deși am o tonă de prosop. Rămânem la capitolul mare și mi-am cumpărat geanta de plajă. Uitați-vă cât este de frumoasă, deci este absolut superbă. Are un papagal pe ea. Este foarte încăpătoare, are o capsă, foarte încăpătoare, are și un săculeț. Acum l-am văzut săculețul acesta. Are și un săculeț. Și aici are un fermoar în care cred că ne putem ține nu știu ce, probabil șlapii. Am să citesc mai cu atenție ce scrie. Așa arată geanta, este absolut superbă și abia aștept să o iau la plajă. În aceeași colecție cu geanta și același imprimeu, mi-am cumpărat și ceasul. Vine într-o cutie foarte, foarte frumoasă. Uitați ce imprimeu drăguț are. Și haideți să vedeți ceasul, pentru că pe mine m-a uimit. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. În primul rând, el vine cu două barete. Una este din material imitație de piele și este albastru, culoarea albastru. Albastru și verde sunt culorile mele favorite, în caz că nu știați. Iar ceasul este cu cadran auriu și vine cu o baretă din material care are același imprimeu cu geanta.
drăguț. Haideți să și pun ceasul la mână ca să mă vedeți cu el. Nu l-am prins eu foarte bine, dar înțelegeți voi ideea. Cam așa vine ceasul. Și îmi place că este cu cadran auriu, pentru că se asortează cu colecția din spatele meu. Bun, și am luat această cutie în brațe, ca să-mi fie mai ușor. Mi-am mai cumpărat un shake de ciocolată, pentru că vara beau foarte multe shake-uri. Îmi place foarte mult să-mi fac shake cu lapte, cu fructe de pădure și cu câteva nuci, sau cu banane și cu nuci în loc de fructe de pădure. S-a mai lansat din gama LV Summer Joy, s-a mai lansat acest gel de duș și această cremă de corp parfumată. Ambele au mirosul parfumului și vreau să vă spun că dacă vreți să sporiți rezistența unui parfum, este bine să folosiți restul produselor din aceeași gamă. Adică măcar o cremă de corp în cazul în care nu aveți gel de duș, măcar crema de corp să fie din gama cu parfumul, astfel conferiți parfumului o rezistență mult mai mare. S-a mai lansat și acest make-up remover. Sinceră să fiu, nu prea știu care este treaba cu el. Cred că este acea lavetă renumită pe YouTube de acum câțiva ani, dacă nu mă înșel. O udăm cu apă și ne ștergem machiajul. O voi testa după ce termin de filmat clipul. Și sunt curioasă să vă spun părerea, nu știu, cred că am să vă spun următorul unboxing. Dar este foarte interesant, se poate spăla la mașină, asta știu sigur că am văzut aici pe instrucțiuni. Și este foarte, foarte fin materialul, îmi place mult. Și de la parfumul Leader s-a lansat și pentru domni un gel de duș și un deodorant antiperspirant. Acestea sunt cele două. Gelul de duș are 200 de ml și deodorantul antiperspirant 50 de ml. Și s-a mai lansat acest gel de duș cu aromă de migdale. Migdalele sunt preferatele mele, îmi plac foarte mult. Îmi place și mirosul de migdale, îmi place și aroma lor. Da. Și miroase amigdale. Delicios. Are 750 de ml și îl găsiți acum în catalog la ofertă. Pentru picioare, pentru că nu trebuie să uităm de picioarele noastre, mai ales doamnele și domnișoarele, acum ne încălțăm cu sandale și trebuie să avem niște picioare și niște călcâie îngrijite și nu uitați de pedicură. Trebuie să arate impecabil. S-a lansat un spray cu extract de apă de portocale și o cremă de călcâie. Ambele sunt ediție limitată. Haideți să vedem cum miroase acesta. Este foarte tare. Are totuși un miros mentolat. Vă arătam capacul de parcă voi ați putea mirosi. Are totuși un miros mentolat, dar miroase, da, într-adevăr, a portocale. Nu foarte puternic, dar miroase a portocale. S-a lansat un tender care cu aromă de cireșe. Vreau să văd cum miroase, adică să simt cum miroase, că n-am cum să văd cum miroase. Așa arată. Parcă ar arăta ca o vișină. Deci nu știu ce pun oamenii ăștia în chestiile astea micuțe, dar miros delicios. Doamne, deci parcă am băgat nasul într-un borcan de dulceață. Superb, miroase superb. Și cea mai importantă lansare pentru noi, femeile, pentru că ne place să ne machiem, este acest spray, Everlasting Makeup Setting Mist, de la The One. El vine într-un gramaj de 50 de ml și este un spray de fixare a machiajului. Abia aștept să îl testez. Da, îmi place cum miroase. Acum să vedem, am să-l testez, bineînțeles, nu am cum să-l testez acum pentru că mă voi demachia. Acum voi testa prosoperul acesta. Dar promit că vă spun părerea mea. Oricum, cumpărați-l pentru că se merită. V-am spus că gențile pentru sponsor nu mi-au sosit încă.
Însă una dintre ele vreau să vă ofer vouă, așa că nu am altă alternativă decât să vă arăt pe telefon. Așa arată geanta. Acesta este premiul pe care eu îl pun la bătaie în acest unboxing. Găsiți regulile în bara cu descrieri și nu-mi rămâne decât să vă urez mult, mult succes tuturor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem la clipul viitor.